Bună seara și bine ați venit la profesorul cu probleme de matematică la geometrie. Geometrie, clasa 8. Da. Clasa 8, da? Problema 34 de la 190. Geometrie, da. Problema? 34. De la 190. 190. Calculați lungimea punctului de A a piramidei. Ia să vedem. Ipoteză. La piramide din care provine trunchiul de piramidă, care are fața laterală ABB prima prim, trapezisos cel, cu dimensiunile AB egal cu 16 BB 10. Calculați lungimea unghiei BA a piramidei, din care provine trunchiul de piramidă, care are fața laterală ABB prima prim, trapezisos cel. Bun. Ce fi fost piramida inițială? Dacă fața laterală? Nu. Nu. Deci ce-a fi fost piramida inițială? A fost piramidă patrulateră, triunghiulară? Nu spuneam problema acolo, nu? Calculați lungimea unghiei BA a piramidei, în care provine trunchiul de piramidă, care are fața laterală AB pe prim a prim, trapezisos cel, cu dimensiunile. Păi atunci AB pe prim a prim, aia a fost, o pas fi... Trebuie să fie pătrat, rog, ceva acolo. Nu. Patru noi putem cea mai simplu lua, să zicem, baza unui triunghi, piramida inițială. Mm-hmm. Dacă vreți, putem să o luăm cu baza unui dreptunghi, un patrulateră oarecare, nu are importanță. Baza unui dreptunghi? Dar noi să luăm cu baza unui triunghi, triunghi oarecare. Nu ne spune piramida, triunghiulară. Că, practic, pentru a obține trunchiul de piramide, a fost inițial o piramidă și s-o stăți vârful cu plan. Cu plan, pare cu baza. Da? Deci, în ipoteză, am să zic că se dă piramida BAB. Ce? Ce? BAB ce? Nu spun că e o piramidă triunghiulară, regulată, nu spun nimic de asta. Da? Că nu spune problema. Poate voi da seama mai târziu, dar de data nu mi-a spus nimic. Și hai să o și desenăm. Ca să începem să înțelegem ipoteza problemei. Deci, e vorba de un triunghi. Da? Un triunghi care are. A. B. C. Nu spune unde am înălțimea, deci o duc așa oriunde. V. Iată. Da? Asta nu se vede prin spate. Deci, aceasta a fost piramida V. O. Înălțimea dusă din V perpendicular de plan. Și prin secționarea ei cu un plan paralel cu baza, se obține trunchi. Că am auzit acolo vorbindu-se de trunchi de piramidă. Adică un plan paralel. Ce înseamnă că laturile planul acela va tăia piramida după un tot un trunchi de asemenea cu trunchiul ăsta de jos. Da? Dacă. Și obțin aici. Șterg acum partea de sus, piramida din care a provenit. Sau să o las, mi se pare că se cere chiar munchea piramidei din care a provenit. Da, da. Așa. Pun aici A prim, B prim, C prim și V-ul acela. În clipa asta am ce am? Toate fețele laterale sunt trapeze. Deci, prin secționarea cu plan paralel cu baza, se obține trunchiul de piramidă și o piramidă micuță de sus, practic prin secționare. Două corpuri, da, sunt piramida V, A, B, C, și trunchiul A, B, C, A, B, C. Ce îmi spune autorul? Să găsesc pe VA, din care a provenit
trunchiul. Lungimea unghiei pe A piramidei, din care provine trunchiul de piramidă, care are fața laterală A, B, B, prim, A, prim, trapezisoscel. A, B, A, prim, B, prim. Este trapezisoscel cu trapezisoscel. Trapezisoscel înseamnă că A prim A încât B prim B. Deci ce ar putea să deci, prin secționarea piramidei date inițial, cu un plan paralel cu baza, s-a obținut o piramidă mai mică de A prim B prim C prim și corpul de jos, care poate numi de trunchi de piramide. Autorul zice, poți tu găsi unghia VA din care provine deci VA piramidei din care VA știind că fața A, B, A prim, B prim este trapezisoscel. Faptul că e trapezisoscel înseamnă că A prim este B, B prim. Dar și că mesajul care îmi spune este că și pe A poate e cât pe B. A și cât pe B, pentru că apare raportul de asemănare. V A prim, supra tot V A, egal cu V B prim, supra tot V B, sau pot să spun V A, supra A prim, B prim, egal cu V B, supra V prim, B prim. Mai bine mergem așa. Mergem mai bine așa, ca să intrăm. De acord. Și atunci, îndată, o să obținem că VA va fi cât VB. Deci o obțin acest lucru. N-am început problema, dar am citit din ea prima parte și am vrut să înțeleg ce vrea să spună. Deci trebuie să aflăm pe munchea VA a piramidei din care provine acest trunchi de piramidă, știind că fața asta A prim, B prim, A prim, A, B, B prim, acum A prim, A, B, B prim, trapez isoscel. În care știu? AB egal cu 16. AB egal cu 16 centimetri. BB prim 10 centimetri. BB prim 10 centimetri. Și A prim B prim 4 centimetri. A prim B prim egal 4 centimetri. Mi se cere? VA. VA egal cu cine? Asta e întrebarea, nu? Da. VA, despre care am zis eu că e egal cu VB. Da, deocamdată rămânem la VA și trebuie să arătăm că același lucru și cu VB. Bun, demonstrați. Și cu VC? Nu știu și cu VC. Păi zice că dacă e VA, că e prea mea dintr-o lucrare regulată? Nu zice. Ba, da, așa zice, nu? Nu zice. Nu știu la ce zice. Calculat lungimea unghiei VA a piramidei, atât. Din care provine trunchiul de piramidă. Nu se vorbește din trunchiul. Nu mai știu că vezi fața. Nu mai știu că ce prin B, ce e tot trapez isoscel. Este un trapez sigur, dar nu neapărat isoscel. Dar știm sigur că A, B, B prin A prin e trapez isoscel. Asta e mesajul. Că e trapez isoscel. Bun. Sigur că n-am informații unii pică pe mod, dar aici mă interesează. De-aia nici n-am luat echilateral, n-am spus că eu n-am vrut să mă duc particular pe o problemă particular, ci exact în cadrul general. Și atunci, eu sunt în ce situație, Neruna? Asta, să zicem VA. Uite așa, VAB, uite de aici, nu? V, uite așa. Și am dus paralela asta. Aici e AB, aici e A prim, B prim, și asta e B. Și voi arăta că VA e cât VB. Fiindcă trapezul ăsta A, B, B prim, A prim, da? A prim, sau A, B, B prim, A prim, este trapez isoscel. Chiar să scriu. Cum? Ce gândim asta? Cum? A prim, A, B, B prim, trapez isoscel. Rezultă
Ce mesaj am eu? A prim egal cu BB prim. Și încă ceva. Și că A prim A, B egal cu B prim BA. Unghiul. Și unghiul lăsat de la bază să înțelege. Și încă ceva. Dacă am discuții cu dumneavoastră trapez, A prim B prim, paralel cu A prim. Trebuie să spun. A prim B prim, paralel cu A B. Înseamnă A prim B prim, paralel cu A B. Tu trapez. Și că exorcesc și latura asta egală, asta și unghiul e egal. Bun. De aici, din faptul că am paralizmul, într-un triunghi, sigur că da. Într-un triunghi, cu patrule, și la una din laturile triunghiului, îi bate de celălalt două segmente proporționale. Să formeze un triunghi, asemenea cu cel dat. Ne spunem că împartem segmente proporționale. Deci, conform Pales, rezultă că, cum o să zicem mai, V A toată. Pe A prima. A prima. Deci V A supra A prima A. Egal Miruna cu? Egal cu V B supra. V B supra. B B prim. Și nu putem să mai continuăm. Stop. Nu putem să punem A prim B prim supra A B. Da, trebuie să facem... Dacă zicem V A prim supra toată asta, egal cu V B prim supra toată asta, egal cu A prim B prim supra A B. De aici, cum avem ca A prim egal cu V B prim, cu A A prim egal cu V B prim, iată că la două fracții, că numitorii sunt egali, rezultă numărătorii deci A egal cu B. Da, egal cu B. Am clarificat acest lucru, că de A egal cu B. Și acum vedem ce știm în problema asta. AB e 16. BB prim e de 10. BB prim e de 10. Și A prim B prim este de 4. Cred că raportul ăsta trebuie să ne ducem pe el, să vedem dacă ne merge. Da, acolo era VA supra A prim A sau VA prim? VA supra A prim A. Nu-i bine? Așa e teorema tale, scrie-te-o. Păi teorema tale spune așa, o paralelă dusă, da, împarte pe celelalte două laturi, în segmente proporționale, care zic VA prim supra A prim A. Așa spune. Da, acolo scrie VA. Uite, a, ați făcut faza aia... Proporții derivate. Deci VA prim supra A prima. Hai să mergem și pe asta. Direct ales la A prima. Egal cu... BB prim supra... BB prim. Și nu mai pot continua. Deci e cam mai fácil, nu mai continua. Din păcate, asta mi-a atrage atenția că nu mă pot duce. Pentru că eu știu cu 4 și cu 16. Și atunci mă duc mai degrabă pe asemănarea triunghiilor. Termenul fundamental asemănării. Da. Adică zic triunghiul de sus, pe tot triunghiul. Sau adun numărătorii la numitori. Sigur că, dar adun numărătorii, cum ai spus tu, la numitori, vrei să spui, da? Nu, invers. Numitori la numărători. Și atunci... Da, am înțeles. Deci, teorema fundamentală, hai să spun, teorema fundamentală a asemănării, spune, triunghiul VA prim B prim, triunghiul VA prim B prim, este asemenea cu triunghiul VAB, cu VAB. Și pentru raportul de semnat ne hotărâm. Da? Să scrii raportul de unui triunghi la numărător. Deci ai zis și triunghiul care de A prim B prim la numărător. Și jos să vedem triunghiul care V A B.
voi spune VA. VB, VA prim, VB prim și A prim, B prim. Cele trei laturi, trei laturi, trebuie. VA prim, când am zis VA prim, supra VA toate, sub dintre ușa, VA, egal cu VB și egal cu AB. AB. Iată, aceste trei sunt mai de mare folos. Pentru că eu știu și pe AB și știu și pe A prim, B prim. Deci, era indicat ce am făcut mai înainte, număr cu datele problemei, deci nu erau lucrurile de probleme și nu am putea să facă de probleme. Acum zic, deci V, A prim. O știu? Nu. Scriu V, A prim. Supra V, A. Nu știu. Nu știu. Supra V, A. Egal cu. V, B prim, o știu? Nu. V, B prim. Supra V, B. O știu? Nu. V, B. Și egal cu. A prim, B prim, o știu? 4, B, 16. 4 supra 16. Faci unul pe 4. Da. Iar pe VB prim o scriu ca VB prim plus VB prim. Deci, mă opresc la un lucru de asta. Vreau să zic VA supra VA, în loc de tot VA, ce să zic? VA prim, A prim plus VA prim. VA prim plus A prim, da? Așa de sens. Egal cu 1 pe 4, da? Hai să-mi tot repede raportul și o să spun invers. VA prim plus A prim supra VA prim egal cu 4 pe 1. Asta echivalentul. Deci tu de avea VA prim celor două, doi termeni. 3 VA prim egal cu A prim. Deci VA prim supra VA prim facem 1. 1 plus A, A prim supra V, A prim, egal cu 4, am zis, nu? 4 și scădem un 1 și înseamnă A prim. Pe A prim o știu? 10. A, A prim este 10. 10. Și urmează 10 supra V, A prim este egal cu 3. De unde iese că V, A prim pe A prim egal cu 10 pe 3. Și V O egal cu 10 pe 3 este 10. V A. Dacă știu pe V A prim, repede știu pe V A. Da, că adunăm 10 plus... Deci V A egal cu 10 plus 10 pe 3, 30 cu 10, 40 pe 3, da? Și asta am arătat de A. Hai să vedem cu cine am ales la problema asta. Teorema lui Tales și mai uitați. Teorema lui Tales. Teorema lui Tales am revenit, mi-am amintit, zice așa, o paralelă redusă. În parte pe cele două segmente proporționale. Și ai tot felul de segmente. Sigur, se obțin segmente, se obțin rapoarte derivate. Și când duc pe rapoarte derivate, mă apropii de teorema fundamentală a semnării, care zice așa. O paralelă dusă formează cu celelalte două un triunghi care semnă cu cel mare. Da? Un triunghi care semnă cu celălalt. Și pe noi ne-a interesat teorema fundamentală a semnării, pentru că aveam la triunghiul de sus 4 cm latură. Iar la triunghiul mare aveam asta la 4 pe 16 ăsta, m-a determinat să mă duc la teorema fundamentală și să aflu pe fapt, de fapt pe VA prim și odată VA prim știut, am știut pe VA. Da? N-a fost. Dar încă ceva ca noutate. Atunci când nu spune nimic despre piramida inițială, de ce formă este, nu dă informație despre poligonul de bază, noi puteam să fi folosit ce vreți voi. Orice patru lateri de aiurea, nu pătrat, nu dreptul.
Dar am ales să iau un triunghi oarecare. Pentru că mie toată ideea era să mă duc spre una din fețe. Doar la aceea trebuie să mă focalizez. Una din fețe este un trapez isoscel. Și asta m-a determinat să spun că nu numai VA puteam, m-a determinat să spun că VA este egal cu VB în final. Cu VC nici nu mă interesează neapărat să fie egal. Nu aveam niciun motiv. Când ar fi fost? Dacă O a fost centrul cercului înscris și distanța OA, OB, OC egale, atunci și VA egal cu VB egal cu VC, nu? Am făcut deseori astfel de lucruri. Deci, dacă triunghiul de bază a fost un triunghi de care triunghiul de lateral, e dacă înălțimea pe care chiar în centru cercului scris, atunci am fi avut toate unghiile egale. Dar nu mi-a spus asta, nu m-a dus într-o caz particular. După care, unde pică înălțimea, nici nu m-a interesat. Unde va aiurea? Eu toată atenția mea focalizez pe ceea ce înseamnă fața asta laterală. V, A, V, A, B, unde am informația că după secționare, ăsta e trapezii isoscel. Și mi se cere unghia piramidei din care a provenit trunchiul, prin secționarea cu plan paralel, bază simplă a trunchiul. Da, dacă sunt întrebări. Nu, clar, profesor. Photoshop, să mergem mai departe. Thank you.
Deci A, B, C, D, punctul din intersecția diagonală, ridicăm perpendiculara B, O, și o să am B, D, B, A, B, C, și V, B. Știu că C este 10 la de valori 2. Deci, pe demonstrația. A, C, e calcul el radical din 2. Știm așa. Unde prin el am zis eu latura base. Și egal cu un problemă cu 10 radical din 2, simplificăm pe radical din 2 și înseamnă pe Z egal cu AB și egal cu 10. E acolo, Nadine? Da. Deci AC-ul este el radical din 2. Cu el am zis că este latura pătratului și punctul A a fost făcut. VO. Avem o informație că VAC este echilateral. VAC. Atunci VO e înălțime mediană și de date. În triunghiul care? În VAC. Deci triunghiul VAC e echilateral, pe loc de parte. Să știm pe O, C, știm pe B, C, de rămâne, ceva că trebuie Pitagora, la frum pe VO. Deci AC știm. Ce știm? 10 radical din 2 și trebuie VO. Da. Asta este. Da. O știm pe OC, o știm pe BC, egală cu AC. Trebuie și pe care ne-am Pitagora, Reciprocă. Egal cu radical din 10 radical de la pătrat, adică 100 ori 2, 209. Minus 5 radical din 2 la pătrat. 25 ori 2, 50. Minus 50. Radicalul 150. 50 ori 3, 10 ori 5. Adică... 25. 25 ori... 7. Că 5 radical de 7. Da, 5 radical de 7. Deci e cam 5. Radical de 7, înseamnă... 25 ori 6. 6, da. O 6, da. O 6. O 75 ai fost, nu? Da. Deci aia trebuie să fim atenți. Trebuie pe V, M. Adică asta este da. V, M. O, M perpendiculară pe V, V, V perpendiculară pe tot planul. Rezultă că și V, M perpendiculară și reciprocă. V, M perpendiculară pe V, C, pentru că e în mijloc. Da. Așa. Și V, M perpendiculară pe V, M, C, la întrebă pe V, M, C. Avem V, M, C. Da, știm cât e M, C, știm cât e V, C. V, C, am aflat-o cu mâchia. Da, e jumătate din BC. Dar e chiar tată, e 10 radical în 2. Da, vorbeam M, C. E lateral. Deci asta este știută, era este 5, M, C, da. Da, V, C, 10 radical în 2. Și noi trebuie să zicem pe V, M. V, M egală cu? V, M egală cu? E catetă, nu? De ce? 100, 200, radical din 200 minus 25. Radical din 200 minus 25. Bine, radical din 175. Care face abia acum. Da, ce radical din 5? Radical din 7. 5 radical din 7 și am aflat-o și V, M.
Păcând după aceea se putea să face singura casă de aici, asta două. Și rugămintea mea este, așa cum le cer și la ceilalți, ce puteți face, faceți singur că este un antrenament pentru cei ce v-a însemnat în momentul în care sunteți la lucrare, la teză, la orice, la un test și așa mai departe. Deci trebuie să aveți curaj să vă duceți până la formă de aici ne-am oprit. N-am putut să mai facem. Este mult mai interesant. Iar ușor. Mai am două. Da, da, foarte ușor. Deci nu am lucruri care să ne supună unui efort. Și va fi, o să vă placă chestia care vă propun, că este și stare de frică, adică starea asta mai mult de atâtea ori, adică și mai este altă problemă. Da, ca temă nu facem noi, poate facem. Nu facem, facem. Și eu să-l oprim. Haideți să facem și o sinteză pentru aici. La geometrică, zic cu fișierul său. Deci geometrie. Sinteză. Oare. Aici am avut crunchi de la mine. De piramidă. Trapezi social. Da. Teorema fundamentală. Teorema fundamentală. Apoi apotemă, înălțimea apotemă. Înălțime. Și cam asta, băi. Da. A fost o primă. Eu prima aici.